Astăzi o să răspundă singurii care nu au suficiente note. Adică... Ionuț și Andreiuș. Da. Andreiuș, începem cu tine. Hai. Care era prenumele lui Eminescu? Ion... Nu. Alexandru... Nu. Mi... Hai! Mihai! Bravo, Andrei! Întotdeauna vii pregătit. Așa e, da. Ionuț, Bacovia. Da, George Bacovia este un poet simbolist născut în 1881. Te-a întrebat cineva cine e și când s-a născut? Auzi? Nu. Ai citit Plumb, da? Da, este un monolog tragic care înfățișează... Măi, băiatule! Tu chiar nu înțelegi nimic. Întrebarea e... Ce dimensiune în metri pătrați avea cavoul la care face referire opera? Poftiți? Nu mai evita răspunsul. Ia exemplu de la colegul tău, Andrei. Ai văzut ce isteție? Dar n-am făcut lecția asta. Cam totdeauna, tipic. Tot timpul mormăieri. Ai auzit tu ceva de Bacovia? Mormăi ceva acolo, dar de citit n-ai citit nimic. Nu te văd bine, să știi. Andreiaș, copil frumos. Da. Spune-ne tu nouă. Asta e mai grea, dar cred că o să știi. Așa cred eu. Ce limbă vorbim noi? Ce? Dacă nu taci, îți rup urechile. Lasă-l pe Andrei să răspundă că tu sigur nu știi. Andreiaș? Deci, noi. Noi, da. Nu, că nu e. Română! Felicitări, Andrei! Dacă ar fi toți elevii ca tine... Aia zic și eu, da. Ultima șansă, obraznicule. O să-ți dau o întrebare ușoară ca să-ți dau cinciul. Marin Preda. Marin Preda, da, l-am studiat pe Marin Preda în vacanța de iarnă. Este un autor... Ce grupă de sânge avea? Poftiți! Nu auzi? Ai ceară în urechi? Răspunde! AB4? Și RH? Pozitiv. Și ce tensiune arterială avea? 123,81. Oricum nu se pune că ai expirat timpul. 3,